Bine v-am găsit, vă spunem, din studioul Alfa Omega TV, la ediția săptămânală a emisiunii Realități și Perspective. Genericul sub care purtăm discuția din această emisiune este Familia și ideologia marxist-comunistă. Am ales acest titlu, nu întâmplător, pentru că pe parcursul mai multor săptămâni am discutat în această emisiune Realități și Perspective despre familie, atac asupra familiei, provocarele familiei contemporane. Iată că în această emisiune, alături de invitatul nostru împreună cu dânsul, o să discutăm despre lucruri care țin de rădăcina acestui atac asupra familiei în zilele noastre. L-avem pentru a discuta acest subiect sensibil, delicat, alături de noi pe profesorul Iosifson. Mulțumim, domnule Ion, că ați acceptat să fiți alături de noi. Este un subiect drag dumneavoastră, important, nu neapărat drag, dar important. Și știu că sunteți în România în această vreme când noi realizăm această emisiune într-un context în care multă lume vorbește despre familie, despre bătălia pentru familie, pentru definirea familiei conform Scripturii. Și încercăm în această emisiune să abordăm dintr-o altă perspectivă. În fond, care este rădăcina acestei bătălii pentru familii? Ce se ascunde? În afară de, poate, opinii diferite, perspective diferite, agende diferite, politice, sociale, în fond, ce se ascunde? Mulțumesc, Tudor, că m-ai chemat din nou la emisiunea aceasta. Vreau să-și aduc aminte românii mai în vârstă de vremea când vorbeam la Europa Liberă, în 1982, 1989, 90. Eu aveam emisiunea de la 2:10 până la 3 după masa. M-a ascultat toată țara. Și de mai multe ori în perioada aceea am spus foarte clar că se va prăbuși comunismul și că va fi libertate și că vom reveni în țară. Nimeni nu credea, dar oricum mă ascultau că dădeam o speranță, dădeam o lumină. Era măcar unul care zicea, totul se va prăbuși dintr-o dată și vom scăpa. De ce amintesc de lucrul acesta? Pentru că eu m-am ocupat de natura marxismului și înainte, și unul din motive pentru care m-au dat afară din țară a fost că am scris Manifestul Creștin. Astăzi trăim iarăși o epocă de felul acela. Ne reîntâlnim cu marxismul care ne-a nenorocit pentru 40 de ani. Eu nu credeam că marxismul va reînvia și că va trebui să vorbim din nou românilor. Aduceți-vă aminte ce ne-a adus marxismul. Vreți iarăși să faceți pact cu marxismul, cu diavolul? Iată care e istoria. Noi facem această emisiune în 2017, iertați-mă, istoria comunismului a început pentru mulți în 1917 cu Lenin, când a început o nouă eră în istoria civilizației. Așa. Lenin aștepta ca după ce biruiesc ei în Rusia, țările din apus să continuă să ia și ei. Spre surprinderea lor, nimeni n-a mișcat în Europa să meargă spre marxism. Șeful și întemeietorul Partidului Comunist Italian, Antonio Gramsci, s-a dus la Moscova în 1921, tocmai ca să înțeleagă de la experții de acolo ce să facă să biruiască marxismul și în Europa de apus. Și după un an și ceva, a venit înapoi și a pasat unui grup de marxiști de la Frankfurt ideea nouă, că aici nu începi cu revoluția violentă, aici trebuie demolată mentalitatea care se opune revoluției marxiste. Și au făcut un plan foarte bine pus la punct cum să distrugă mentalitatea europeană, care era mentalitate creștină. Ca o cultură, ca un fundament creștin al societății pentru europene. Pentru a pregăti revoluția marxistă,
trebuia întâi distrusă ideologia creștină. Și pentru aceasta, grupul de la Frankfurt, care o vreme s-au refugiat în America, au stat la New York, la Columbia University, s-au întors în 46 la Frankfurt și au continuat acolo după ce în America au semănat sămânța. Rezultatul e că universitățile americane sunt pline de profesori marxiști. Nu ne vine să credem că cei mai mulți marxiști astăzi sunt în America. În universitățile americane. Și rezultatul lor este că acum, la ultimele alegeri, rivalul doamna Hillary Clinton a fost un socialist care s-a declarat deschis, eu sunt socialist, și nimeni n-a sărit în sus. Dimpotrivă, tineretul alerga către el. Nu mi-a venit să cred că voi ajunge ziua să văd în America așa ceva. Deci propaganda marxistă produsă de, sau propulsată de grupul de la Frankfurt a dat rezultate vizibile. Un rezultat e expresia politically correct. Un profesor care nu se ține de definiția științifică a lumii, materialitatea lumii, ăla nu mai e politically correct. Și dacă nu mai ești politically correct, nu ți se mai dau fonduri, nu ți se mai dau alte privilegii. Deci, în America, dintr-o dată, creștinii evanghelici, care erau marea majoritate, se simt asaltați și când a venit Trump și le-a spus, eu viu să vă eliberez, eu viu să vă redau libertățile, s-au coalizat lângă el și lumea știe că 70% dintre evanghelici au votat cu ei, cu el, și asta a adus la biruința lui. Deci, au pornit în Europa mai masiv după război. După 1917. Țelul principal e distrugerea creștinismului. Pentru aceasta, în primul rând, să distrugem familia. Să convingem lumea că femeia să nu mai stea în familie, mamă, și vorba lui Simone de Beauvoir, feminista celebră din Franța, familia e o închisoare. Femeia trebuie să se elibereze din închisoare. Totul e întors pe dos și e prezentat altfel decât normal. După aceea, copiii, tineretul, trebuie îndoctrinați să știe că-s liberi să facă ce vor, să se revolte, să strice, să trăiască viața, așa, clipa tinereții. Să trăiască fără limite, fără rezerve. Toate astea au început să fie mai vizibile în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a fost creată de câțiva oameni foarte religioși, inclusiv Schuman al Franței. Întemeitorii Europei au fost oameni religioși și ei au stabilit de la început că religia e absolut liberă în Uniunea Europeană. De orice te poți atinge, dar de religie nu. Și asta e un principiu pe care trebuie să-l înțelegem. Și acum, iată, polonezii, când au intrat în Uniunea Europeană și au văzut că acolo e propaganda asta împotriva creștinismului, au zis, dar ce, nu ne-am săturat de marxism? Și ei au zis, dacă ne luptăm cu ei numai pe principii de drept european,
ne bagă în sac, pentru că drepturile omului care sunt sacrosante. Și atunci ei au zis, facem din problema asta problemă a religiei. Și au avut înțelepciunea să-l declare pe Domnul Iisus Hristos regele Poloniei. A fost un moment de șoc, de surpriză pentru lumea creștină chiar. Unde e mesajul? În Polonia să nu veniți cu idei marxiste și cu așa zisele drepturi ale omului, homosexualilor și lesbienelor. Primează religia, primează regalitatea Domnului Iisus asupra noastră. Așa că nu puteți să vă atingeți de noi, pentru că astea sunt probleme ale religiei noastre. La același lucru l-au făcut și ungurii. Acum, aici vă rog să fiți foarte atenți. Când faci din problema asta o problemă de religie, nu te mai poate ataca. Și dintr-o dată, în România, apare o coaliție a tuturor religiilor creștine din România, care adună 3 milioane de semnături să se scrie în Constituție că familia e făcută între un bărbat și o femeie. Dragii mei, Matei 19, Domnul Iisus spune, de la început Creatorul a făcut bărbat și femeie și i-a unit, și ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Fiți atenți, când noi scriem în Constituție că familia e unirea între un bărbat și o femeie, noi scriem acolo cuvintele Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos devine regele României. Simbolic, desigur, la ei e declarat în Parlament, dar de fapt facem același lucru. Spunem Europei de apus, noi ne-am săturat de marxism, noi nu mai vrem să fim manipulați, noi scriem în Constituție cuvintele Domnului Iisus că familia e făcută dintre un bărbat și o femeie. Oricum ați veni, cu orice legi, cu orice drepturi, noi declarăm problema asta e o problemă de religie. Și subiectul închis. Care ne oferă o altă perspectivă. În felul acesta ne apărăm. Dar mai facem mai mult. Și cu asta să mă ascultați. De 10 ani, cel puțin, tot aud proroci care vin și ne spun că din România se va face o trezire care va impacta Europa de apus, care e atât de înghețată față de religie. Eu am fost sceptic. Românii n-au niciun mecanism prin care să spună ceva Europei. Și orice am spune, nu ne ascultă. Dintr-o dată, avem un mecanism. Putem să spunem Europei, noi nu vă ascultăm pe voi să ne pervertim familia și copiii, noi punem în Constituție cuvintele Domnului Iisus și spunem problema aceasta a familiei, problema a religiei creștine din România. Toată Europa tremură, adică ăștia care sunt cu ingineria socială marxistă, pentru că dintr-o dată pe lângă Ungaria și pe lângă Polonia apare și România și împreună spun Europei de apus, noi am avut destul de suferit în întunericul marxist, numit de voi iluminism. Îi întunecime, îi satanism, îi diavolism.
și noi nu mai vrem să intrăm în jugul acela și nu mai vrem lagăre de muncă, pentru că acolo duce toată această propagandă la o nouă revoluție marxistă. Noi am avut destul, nu ne mai trebuie. Și deci, asta trebuie să o înțelegeți, ca să ne apărăm familia și să ne apărăm religia noastră creștină. Trebuie să scriem în Constituție că familia e alcătuită pe baza cuvintelor lui Dumnezeu cel întrupat. Familia e un bărbat și o femeie. Familia e o problemă a religiei noastre creștine. Noi nu renunțăm la ceea ce ne dă libertate și valoare umană. Nu marxismul ne-o dă. Marxismul ne-a degradat și noi am învățat ceea ce e. Nu mai vrem. Țineți cont, deci, am început cu a vă spune ce vă spuneam la Europa Liberă. Și multe m-ați crezut atunci. Și s-a împlinit prorocia și s-a prăbușit comunismul. Ascultați-mă să nu ne băgăm din nou în jugul marxist. Ascultați-mă, vă implor. Înțelegeți că problema aceasta o facem problemă de religie, tocmai ca să nu vină cu alte legi, cu alte reguli. Drepturi constituționale sau drept juridic. Câte vreme e o problemă de religie, nu te poate ataca în Europa nimeni. Ascultați-mă, ieșiți la vot, votați da la referendumul pentru familie. În felul acesta ne apărăm de o nouă revoluție marxistă. Destul de provocator, ți-a spus, v-am lăsat să spuneți până la capăt pentru că a avut sens. Deci, Băsescu a decis să proclame deschis relele pe care le-a produs comunismul în România. De ce credeți că s-au opus Iliescu și ai lui gașca comunistă atât de feroce și au făcut scandal atunci în Parlament și ne-a făcut de rușine? De ce s-au opus ei? Pentru că ei intenționau ca treptat să ne ducă înapoi acolo și a demasca pentru noua generație relele care le-a făcut comunismul era tragedie. Așa că înțelegeți, lupta pentru libertate e lupta împotriva comunismului, lupta împotriva marxismului. Și credeți-ne pe noi aia care am trăit sub comunism și știm și am studiat și știm natura marxismului, nu vă mai băgați în jugul acela. Noi, în generația noastră, eu în liceu personal am învățat despre iluminism ca un moment de lumină, să zic așa, în istoria civilizației și într-un studiu pe care l-ați făcut pe această temă, o discuție despre familie și despre perspectiva marxistă asupra bătăliei pentru familie, aveți o înțelegere mai, poate, diferită în ceea ce vrește iluminismul și poate Revoluția franceză, dacă puteți să nuanțați puțin această idee. Pe la 1740-1750, un grup de francezi conduși de Denis Diderot, au luat ideile științifice formulate de Isaac Newton din Anglia.
toate ideile științifice care au produs epoca modernă prin înfățișarea universului ca un ceasornic care funcționează pe bază de legi stricte, le-au luat așa. Cei care le-au creat au fost creștini biblici. Newton a scris și un comentariu la Apocalipsa. Știința formată de ei era știință creștină. Diderot a luat totul și l-a transformat în știință marxistă, materialistă, spunând, știința a dovedit că nu este Dumnezeu. Știința n-a dovedit nimic. Erau niște legi mecanice și 250 de ani mai târziu, sau 150 de ani mai târziu, a venit Einstein cu legi noi. În lumea cuantică, lucrurile nu se mai întâmplă ca în lumea noastră de aici. Și dintr-o dată, imaginea pe care a dat-o știința lui Newton s-a prăbușit. Ceea ce s-a numit schimbare de paradigmă. Modernismul a fost folosit de ei ca și când știința ne-a luminat. A fi modern înseamnă să nu mai crezi în Dumnezeu. Aiureală. Știința n-a dovedit nimic decât legi după care funcționează un univers făcut de o minte strălucită care evident știa enorm de multă matematică, enorm de multă fizică și care a investit în acest univers știința lui. Țineți cont, și până astăzi unii spun că știința e împotriva religiei. Nu e adevărat. Adevărata știință, adică puțină știință te îndepărtează de Dumnezeu. Multă știință te aduce înapoi la Dumnezeu. Asta a stabilit-o un mare savant. Deci, nu ne luăm după iluminismul acela, pentru că iluminismul a dus la Revoluția franceză și la tragedii enorme. În Anglia au rămas lângă Biblie și au produs prosperitatea din secolul al XIX-lea, epoca victoriană, cea mai prosperă în istoria Angliei. De ce? Pentru că ei nu s-au lăsat îmbătați de știința aceasta iluministă. Din păcate, chiar și în școlile noastre, în continuare, perspectiva aceasta că știința e una și religia este altceva, e mistică, se menține prin promovarea evoluționismului. Noi, la Alfa Omega, dacă știți, avem în fiecare an campanii de creaționism și revistele noastre, mi-aduc aminte, ultimele trei reviste au titluri care exact spun ceea ce a spus acum, este compatibil creștinismul cu știința sau știință și credință. Încercăm să luptăm și pe această cale, dar din păcate și în sistemul educațional din România sunt încă elemente care țin de învățătura marxistă. Gândiți-vă, stimați intelectuali români, mai ales care v-ați format la școala franceză, pentru că până în 45 noi ne formasem la gândirea franceză, după aceea a venit gândirea moscovită peste noi și acum sigur că se continuă. Fără să ne dăm seama, am rămas cu ideea aceasta că între știință și religie e un conflict, că cele două se contrazic una pe alta. E o minciună. Sunt două sfere de cunoaștere diferite. Cunoașterea biblică sau mai degrabă cristică e tot o cunoaștere științifică, numai că se bazează pe revelație. Anumite lucruri pe care creatorul acela matematic și inteligent ni le revelează despre sine
Și fiți atenți ce zice Domnul nostru Iisus Hristos, Ioan 7 cu 17. Dacă vrea cineva să cunoască că ce vă spun eu e de la Dumnezeu, trăiți-le, puneți-le în practică. Asta e pură știință, pentru că vine ceva care e ca o teorie, e pus în practică, dacă merge, devine știință, nu mai e teorie. Domnul Iisus ne aduce ca un fel de teorie. Încearcă-o, trăiește-o, verifică-o tu în practică și dintr-o dată vei constata că tot în tine funcționează dumnezeiește. Te convingi de adevărul Domnului Iisus Hristos. Asta e știință. În anii 60, după anii 60, chiar și eu ca tânăr am fost martor la o explozie care avea conotații de tip hippie, o viață liberă a tinerilor, sex liber. A fost un moment care, cred eu, uitându-ne în urmă, a precedat un atac la nivelul familiei în ceea ce privește o altă definire și perspectivă asupra sexului și asupra educației copiilor. Cred că face parte și este ceva care stă la baza acestui atac asupra familiei, dacă puteți să comentați acest lucru. Și filozofii vorbesc despre Freud, vorbesc despre Marcuse, deci, vă ți-ați pomenit. Oamenii aceștia, marxiștii aceștia, au profitat de revolta tineretului. N-aș zice că n-a început cu o revoltă, a început cu Beatles. Au început cu nebunia asta de sex fără limite și atunci marxiștii au folosit asta și au pompat energie în ea, au stimulat-o, pentru că în felul acesta destrămau ordinea stabilită și mai ales ordinea familiei, normalitatea familiei. Aceasta urmăreau ei să o destrame și prin revolta aceea, prin ideea de sex fără limite, au reușit enorm de mult. Și după aceea au început cu eliberarea femeii, cu scoaterea femeii la muncă. Aia e eliberare, să o faci strungăriță, să o faci tractoristă, în loc să fie mamă și să fie soție, să facă un cămin cald și unde să fie împlinită toată familia. Imaginea lui Dumnezeu e asta, o familie normală în care toți se împlinesc după cuvântul lui Dumnezeu. În contextul discuției despre familie și despre demersurile care se fac acum pentru definirea României a familiei după Biblie, în Constituție, cum priviți alte demersuri legislative care, sau pericole, să zic așa, pentru că sunt în zona pornografiei, avorturilor, poate a căsătoriei dintre sexe, se leagă unele de alte, sau bătălia pentru definirea familiei este una și celelalte lucruri neplăcute, delicate, sunt altele? Se leagă. Se leagă atâta vreme cât noi ținem la religia noastră creștină. Și câte vreme facem din astea un element de religie. Pornografia e totalmente împotriva cuvântului lui Dumnezeu, să luăm un exemplu. Avortul e uciderea unui prunc în pântece. E încălcarea poruncii lui Dumnezeu să nu ucizi. Sau pedofilia sau alte lucruri scârboase. În momentul în care noi avem demnitate creștină, ca români, indiferent care formă de creștinism, ortodox, protestant, evanghelic, noi toți facem corp comun și spunem, avem niște valori pe care ni le-a dat Dumnezeu. Și valorile astea noi le păstrăm indiferent ce ar zice Consiliul Europei, unde se fac aceste noi legi pe care apoi vor să ni le impună.
N-avem cum ne apăra decât în acest fel. Sunt parte din religia noastră, nu vă putem accepta legile acelea pentru că încalcă dreptul nostru la religie. Țineți cont, ori ne apărăm cu religia noastră, ori nu mai avem nicio apărare. Și atunci, adresându-mă intelectualilor, mai faceți odată efortul și luați Biblia în mână și ziceți, hai să văd, deschide Noul Testament, începe cu Evanghelia după Ioan, citește Evanghelia după Ioan și modul în care ne îl revelează Fiul lui Dumnezeu pe Dumnezeu. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu ni l-a făcut cunoscut pe Dumnezeu. Și toată Evanghelia după Ioan e o revelare a lui Dumnezeu făcută de Fiul lui Dumnezeu. Și după aceea du-te la Evanghelia după Matei și citește predica de pe munte și gândește-te, dacă predica aceasta de pe munte, care teologii o numesc Constituția Împărăției lui Dumnezeu, ar deveni Constituția mea și Constituția familiei mele. Și am trăit după predica de pe munte. Și apoi ca țară să trăim după predica de pe munte. N-ar mai fi corupție. N-ar mai fi hoție, n-ar mai fi huliganism. De ce? Fiul lui Dumnezeu a venit cu o veste extraordinară pentru omenire. Dumnezeu vrea să locuiască în fiecare om. Ăsta e mesajul numărul unu al lui Iisus. Dumnezeu vrea să locuiască în om, cu o condiție, să fie pe tron, să fie împărat și tu să-ți subordonezi voința ta voinței lui. Când el devine împărat, tu devii fiul lui. Și când începi să trăiești în unire cu Dumnezeu, Dumnezeu să locuiască în tine, abia atunci simți adevărata împlinire. În psalmi sunt patru lucruri. Bucurie, plăcere, desfătare și fericire pe care le primești prin unirea cu Dumnezeu, prin locuirea lui Dumnezeu în tine. Adevărata religie creștină îți dă atâta bucurie, atâta lumină, atâta fericire, încât te uiți și zici, păcatul, hoția, furtul, cum să le mai fac eu? Am prea multă bucurie în Dumnezeu ca să mă mai pângăresc cu lucrurile acestea. Dorința de sfințenie îmi vine din bucuriile plenare care le găsesc în Dumnezeu. Și asta e sfatul meu, care e sfatul Domnului Iisus. Dacă vrei să vezi că merge, începe să trăiești. Începe să trăiești ce scrie în Matei și în Ioan, învățătura Domnului Iisus, și vei vedea nu numai că te transformi tu, dar bunătatea lui, dragostea lui, toate trăsăturile lui Dumnezeu devin ale tale. Și tu, cu chipul lui Dumnezeu în tine, altfel îți tratezi soția, n-o mai bați, Doamne ferește, nu-ți mai bați copiii. Știi să-i tratezi cu bunătatea lui Dumnezeu și aduci fericirea și la soție și la copii. Și după aceea când te duci la muncă,
tu capeți, apostolul Pavel spune, voi lucrați ca pentru Dumnezeu, nu ca pentru oameni. Etica muncii aici stă. Eu tot ce lucrez pentru patronul meu, de fapt lucrez pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu e Cel care îmi dă adevărata răsplătire. Deci... Deci întoarcem la Scriptură, o pledoare pentru asta, chiar în schimbarea individului și chiar schimbarea perspectivei asupra problemei care discutăm astăzi, aceea a familiei. Dar trebuie să înțelegem că noi românii trebuie să ne întoarcem la Iisus Hristos, regele României. Și o faci citind învățăturile lui Iisus și zicând, Domnule, dacă trăiesc după astea, sunt alt om. Și dacă trăim după astea, suntem altă societate. Citiți cartea mea intitulată O țară ideală. Că acolo le descriu pe toate astea și cum ar fi schimbate toate sectoarele societății românești dacă am trăit după învățăturile lui Iisus. Propun să inserăm 2-3 minute câteva opinii ale unor lideri din diverse segmente ale societății, chiar politicieni, care la o recentă întâlnire discutând problematica aceasta familie și au spus păreri legate de familie, după care revenim în studio pentru ultimele 20 de minute. Suntem aici pentru că aproximativ 3 milioane și ceva de români au inițiat un demers profund democratic, de un impact, din punctul meu de vedere, social, cultural și chiar spiritual major în România. În primul rând, trebuie să facem diferența între familie și căsătorie. Pentru că uneori familia este, există, sociologic vorbind, există și fără cei doi soți. Unul dintre ei a murit, de exemplu, sau a murit amândoi chiar. Dacă sociologic familia nu are o definiție, e intuitivă. De la Albert Camus, de la Auguste Comte, pardon, nu prea s-a descoperit ceva sociologic cât privește familia, ea fiind o uniune de persoane care seara se întâlnesc în jurul unui foc. Deci nu are legătură cu căsătoria până la urmă. Căsătoria însă este o chestie care ține de constituțional, ține de drept constituțional, de dreptul persoanei de a face. Și de ce să nu spunem căsătoria a înființat-o, cum spunea domnul rector, Dumnezeu, între un bărbat și o femeie. Amintim de asemenea faptul că credincioșii în număr mare au sprijinit inițiativa de modificare a articolului 48 alineatul 1 din Constituție, fapt care a fost confirmat ulterior și de Curtea Constituțională a României. În argumentarea sa, Curtea Constituțională a României spunea că protejarea constituțională a familiei împotriva oricăror tentative de erodare a căsătoriei și ca uniune liber consimțită dintre bărbat și femeie în scopul întemeierii unei familii și al procreierii se impune astfel drept o măsură esențială pentru protejarea poporului român, a identității și unității acestuia în marea familie europeană. Suntem din nou la Realități și Perspective, discutăm despre familie și am abordat discuția aceasta dintr-o perspectivă interesantă, pornind de la o ideologie comunistă care, din păcate, afectează o agendă care o vedem tot mai clar în societatea românească. Cred că concluzia primei părți a discuției a fost aceea că șansa noastră de a restabili și a rămâne cu o familie, după voia lui Dumnezeu, este să abordăm această problemă nu din punct de vedere social, legislativ, ci din punct de vedere religios. E un teren pe care, dacă stăm și de pe care abordăm această problemă, avem șansa să câștigăm. Am câteva întrebări scurte pentru dumneavoastră. Mă fac ecou celor care au aceste întrebări. Nu e o limitare a drepturilor omului de expresie liberă a fiecăruia faptul că poate printr-o prevedere în Constituție a faptului că familia este bărbat și femeie se limitează dreptul de viață a cuiva? Așa, în două minute, dacă puteți să răspundeți. Nu. Noi iubim pe toți oamenii, inclusiv pe homosexuali, pentru că Dumnezeu îi iubește și l-a dat pe Fiul Său să moară și pentru ei, dacă primesc.
noi le respectăm dreptul de a face ce vor în dormitorul lor. Ce nu vrem noi? Și ăla nu e un drept. Noi nu vrem ca ei să facă o familie care apoi să capete dreptul de a înfia copii. Cea mai mare primejdie e asta. Familii de homosexuali care apoi adoptă copii și citiți că există atâtea mărturii despre copiii aceștia care au crescut în familie nenormală. Noi, deci, nu le negăm niciun drept, dar nu le dăm drepturi mai multe decât ar trebui să aibă. Așa că îi respectăm așa cum sunt, le respectăm dreptul la viață, dar nu le dăm ceea ce vor ei, ar vrea ca toată societatea apoi să fie organizată fără sex, fără... Gândiți-vă ce se întâmplă în grădinițele din Suedia, din Franța. Copiii să nu mai știe ce-i băiat și ce-i fată, să nu mai știe ce-i mamă și ce-i tată, pentru că așa zic homosexualii și lesbienele. Acolo se ajunge. Le acordăm lor drepturi ca să-și impună filozofia lor de viață asupra tuturor copiilor noștri. Asta nu vrem. Alt punct de vedere, sunt creștini care spunem, noi suntem credincioși, noi așa știm din vremurile comunismului, să stăm în bisericuța noastră, să ne rugăm pe genunchi, să postim, să facem grupe de rugăciune, mai puțin să ieșim în spațiu public să ne spunem un punct de vedere într-o problemă de interes național sau comunitar. Ce le spuneți acestora? În 1974 am scris o cărticică numită Manifestul Creștin, în care explicam falimentul marxismului de a produce omul nou și cum numai Domnul Iisus Hristos poate schimba natura omului. Și am avut tupeul să duc un exemplar la biroul lui Ceaușescu și să-l înregistrez acolo pentru domnul președinte. Răspunsul a fost: 7 polițiști la casa noastră din Ploiești, dimineața la 6, percheziție, punere sub arest la domiciliu, 6 luni de anchetă penală, pentru că puneam în primejdie securitatea statului. După aceea, Dumnezeu a lucrat în așa fel încât au renunțat să mai facă proces, mi-au dat drumul. M-am dus la Cluj. M-am întâlnit în piața publică, în piața Păcii, cu un dentist. Și când m-a văzut, s-a făcut că nu crede că mă vede, pentru că auzise la Europa Liberă prin câte am trecut. Și spune: mă, ia spune și mie ce ai scris. Și i-am spus. Dintr-o dată, și uitat, vezi tu toată lumea asta din piață, de acord. Din piață. Toți ar fi de acord cu tine. Dar nu se bagă, mă. Tu de ce te bagi? Nu poți să stai în pătrățica ta și să-ți vezi de viața ta? De ce te bagi? Asta e tipic românesc. De ce să mai implic eu? De ce să stric? Dacă sunt român și dacă iubesc adevărul lui Dumnezeu, indiferent ce îmi fac ei, eu îmi ridic capul și vorbesc. Și mă tem că și acum la referendum vor zice: stai în bătrățica ta, vezi-ți de ale tale. Și nu vedem la ce se expune țara noastră.
Nu înțelegem ce mare lucru e să te ridici în picioare, să te duci până la urnă și să zici, mă implic. Mai e ceva aici care am auzit o obiecție. Păi, de ce să ne impună statul ce familie să avem? Dragii mei, nu statul ne impune. Statul ar vrea să ne ia, să ne ia tot ce-i creștinesc. Noi trebuie să ne apărăm drepturile noastre de creștini, să ne afirmăm credința noastră în spațiu public. Dumnezeu zice, caut un om care să mijlocească pentru țară. Și dacă aș găsi unul, n-aș nimici țara. Dar nu găsesc niciunul. Oare astăzi nu sunt 6 milioane cât trebuie să meargă la vot? Să zică, domnule, nu-i mare efort să mă duc să votez da și să spun statului, asta zice Dumnezeu, voi să nu ziceți altfel. Deci, noi impunem statului, pentru că, așa cum zicea Ludovic al XIV-lea, l'état c'est moi, statul sunt eu. Noi fiecare suntem statul. Și noi trebuie să spunem statului ce fel de țară vrem să avem. Ați anticipat o întrebare pe care o aveam scrisă, poate mai dezvoltați puțin. Mulți spun, treaba asta cu referendum, cu Constituția, e, nu cumva este un amestec al bisericii în problemele statului? Poate mai dezvoltați puțin acest gând. Dragii mei, biserica, toate bisericile, îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos n-a spus, închideți-vă în ghetoul vostru și vedeți-vă de treburi acolo. El zice, duceți-vă și predicați Evanghelia la toate națiunile și învățați ce v-am învățat eu și învățați-i să trăiască cum v-am învățat eu, națiunile. Noi trebuie să formăm gândirea cristică a națiunii în care trăim. E porunca Domnului Iisus și noi să ducem învățătura lui Iisus și în medicină, și în învățământ, și în justiție, și în economie, și în politică. Peste tot noi așa evangelizăm sau ucenicizăm națiunea, dându-i învățăturile Domnului Iisus și învățând toată națiunea să trăiască după regele nostru Iisus. Înțeleg că acest demers la care noi ca și credincioși suntem chemați atât să stăm în spărtură cât și să mergem efectiv să facem parte, este o formă prin care noi împlinim chemarea Domnului de a ieși și de a impacta întreaga societate. Pentru că multe biserici, vă spun, se retrag în ghetoul lor, cum ați spus foarte bine, și așteaptă ca eventual să vină să răspundă Dumnezeu la rugăciuni, importantă așa această dimensiune, sau să vină politicienii sau oamenii de afaceri să fie parte la un serviciu religios. Am așa o întrebare pentru dumneavoastră. Ce vă motivează să fiți parte din acest demers important acum în națiunea română? În primul rând, sunt român. În al doilea rând, am fost profesor de limba română 10 ani. Deci, profesor de cultură românească. Și sunt parte din școala ardeleană. Școala ardeleană erau copii care mergeau la studii la Viena sau la Roma și apoi veneau înapoi să-și ridice neamul. Și când Dumnezeu m-a dus la Universitatea din Oxford și cineva a venit și m-a invitat și mi-a oferit o slujbă extraordinară în America, i-am spus nu, thank you, eu mă duc înapoi la ai mei. Și tot ce mi-a dat Dumnezeu aici, eu vreau să le dau lor. Așa cum mi-am învățat de la
profesorul meu de limba română de la liceu din Aiud, care și-a făcut studiile la Roma, la Institutul de Propaganda Credinței, și-a venit înapoi să-și lumineze neamul. Și eu am știut, dacă pe mine mă ridică Dumnezeu, mă ridică ca să mă întorc la opincă. Și m-am întors la opincă. Și după ce m-am dus din nou la alte școli în America, iar m-am întors înapoi. Și acum, la 83 de ani, iar mă întorc înapoi, pentru că e nevoie. Pentru că e nevoie de învățătura aceasta a Domnului Iisus Hristos. Și pentru că referendumul acesta îmi oferă platforma. Platforma de pe care să mă adresez tuturor românilor și să le spun: frații mei, vreți să vă salvați neamul? Singurul care vi-l poate salva e Domnul Iisus Hristos. Ascultați-l și veți trăi frumos și bine. Deci a mă implica în însăși firea mea de român, de ardelean, de școala ardeleană și de creștin. Ați sintetizat cam toată emisiunea aceasta noastră. Mai am o întrebare pentru ultimele 5 minute. În ideea că acest demers, această dezbatere în spațiul public românesc actual despre familie este în fond o șansă de a alege între Iisus și Marx, pot să spun așa? Exact așa e. E o șansă de a alege între Iisus și Marx. Pur și simplu. Pentru că ori acceptăm ingineria socială marxistă, care zice pervertim familia, copiii, ori îl acceptăm pe Domnul Iisus, a cărui trăsătură numărul unu a fost valoarea fiecărui om. Fiecare om are atâta valoare în ochii lui Dumnezeu, încât Dumnezeu a zis, merită să-mi dau Fiul pentru fiecare dintre ei. Singurul care te prețuiește cu adevărat e Domnul Iisus Hristos. Marx a făcut prin Lenin, a făcut lagăre de concentrare și au omorât câte 60 de milioane de oameni în lagărul socialist, că au creat lagăr. Ei, aici e alegerea. Când viu la Domnul Iisus, viu la cineva care, și dacă ești anchilozat, și dacă te-ai născut cu handicapuri, El spune, ai valoare, ai demnitate. Eu îți dau demnitatea de copil de Dumnezeu. Abia atunci mă pot înălța. Cine sunt eu? Prin Domnul Iisus sunt fiu de Dumnezeu. El îmi zice, frate. Prin Domnul Iisus sunt cetățean al împărăției lui Dumnezeu, că Dumnezeu s-a instalat ca împărat în mine. Și mi-a dat ținuta aceasta de fiu de Dumnezeu și de cetățean al împărăției lui Dumnezeu. Unde mai găsești această demnitate? Uitați-vă, câte vreme poți munci, se uită la tine. Dacă ai ceva talente, se uită la tine, altfel n-ai valoare. Ai valoare numai câtă muncă poți depune. Domnul Iisus spune, ai valoare pentru că ești om. O întrebare pentru ultimele 2 minute ale emisiunii. Ați vorbit chiar acum despre valoarea pe care Dumnezeu o vede în fiecare dintre noi. Mulți zic că Dumnezeu se uită la noi ca persoane, are o relație personală cu Dumnezeu și noi în zona evanghelică despre asta vorbim în primul rând. Dar un demers, o decizie legislativă în zona aceasta a familiei, a definirii, care privește întreaga națiune, ar putea să îl determine pe Dumnezeu să ne privească ca națiune altfel? Mulți spun că Dumnezeu are de-a face doar cu individul. Credeți că o decizie importantă pro-legi pentru Dumnezeu în România, în Polonia, l-ar determina pe Dumnezeu să ne dea un culoar de favoare ca națiune?
În primul rând, Dumnezeu lucrează cu națiunile. A lucrat cu națiunea Israel și Domnul Iisus spune, Evanghelia aceasta trebuie să se ducă la toate națiunile. Și voi duceți-vă și predicați-le la toate națiunile. Pe Dumnezeu îl interesează și gândirea națiunii. Și acolo unde El e respectat, acolo se împlinește ceea ce a spus Domnul Iisus. Dacă tu îmi dai mie, persoana ta, eu îți dau de 100 de ori mai mult aici în țara asta, casă, grâne, celelalte și plus viața veșnică. Domnul Iisus e Cel care vrea să ne dea și bogățiile lumii acesteia, cu condiția să-L ascultăm pe El. Și profetul zice, puneți-mă la încercare și vedeți dacă nu voi deschide zăgazurile cerului și să torn peste voi belșug de binecuvântare. Dumnezeu abia așteaptă să toarne peste România noi binecuvântări. Dacă îl cinstim noi pe baza lui 1 Samuel 1, 2:30, eu cinstesc pe cine mă cinstește, eu onorez pe cine mă onorează. Haideți, frați români, să-L cinstim pe Dumnezeu, ascultându-L, și El s-a angajat să ne cinstească pe noi. Bun târg am face atunci, crezându-L pe El și deschizându-ne pentru șuvoiul Lui de binecuvântări. Pentru noi ca indivizi, dar și pentru națiunea și română. Și pentru națiune. Mulțumesc pentru discuția aceasta. A fost o abordare mai aparte a problematicii familiei, pe care o dezbatere în spațiu public, pe care am abordat-o de data aceasta din perspectiva aceasta ideologică, încercând să identificăm rădăcinile ideologiei marxist-comuniste în acest atac asupra familiei. Mulțumesc, domnul Iosif Țuan. Vă așteptăm săptămâna viitoare la noi emisiune Realități și Perspective. Dumnezeu să vă binecuvânteze.